Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Carea Sfa 2015 cu Arsenal. Ultima oară am început noul sezon, am pus unii jucători pe lista de transferuri, de împrumuturi și altele. V-am rugat să-mi propuneți câțiva jucători pe care să-i cumpăr, însă v-am spus în mare parte nu o să cumpăr iarăși 10 ca și sezonul trecut, pentru că deja echipa este full, pur și simplu nu mai pot să cumpăr pe nimeni. Echipa e deja creată, avem deja jucătorii principali pe aici. Mai mă gândeam să cumpăr o legendă care să fie în club aici pentru a încuraja pe cei tineri și a le crește moralul și a fi un model pentru ei. Însă am avut mari dezamăgiri. În primul rând, jucătorul perfect în care a jucat la Arsenal a fost Henry, care însă s-a retras, deci nu mai este. L-am căutat și la New York Red Bull sau cum se numea aia, nu era nici acolo. Al doilea jucător a fost Pirlo, pe care am vrut să-l iau. Din păcate, Pirlo nu poate fi cumpărat pentru că se retrage în 12 luni. Al treilea jucător pe care am vrut să-l iau a fost Klose. Însă și Klose s-a retras, aparent, deși în realitate cu siguranță mai va juca vreo 2-3 ani. L-am căutat la Lazio, nu este, dacă îl caut în mod normal, nu este, tot nu este. Aveți, Klose nu-l găsim. Buffon la fel, parcă se retrăgea și el. În mare parte nu avem pe cine să luăm. O să dăm totuși. Xabi Alonso poate a rămas între puținii care mai putem lua. Iar prin faptul că iau un jucător așa de bătrân, am văzut, de exemplu, comentarii să iau un model pentru tineri precum Robben. Dacă l-aș lua pe Robben, cine joacă acolo? Kelvin sau nu, în partea cealaltă? În fine, Robben ar fi clar titular și ar fi de departe cel mai bun jucător. Și eu nu vreau să-i înlocuiesc pe cei tineri. Jucătorul care a venit la echipă bătrân va juca așa, o repriză, uneori, alteori altă repriză. Însă nu vreau să joace 10 meciuri sau să joace jumătate de sezon titular fiecare meci. Asta va fi un jucător care va să le bară, va intra meciurile pe final, meciuri importante. Xabi Alonso nu putem să-l cumpărăm, vezi să avem squadul full. În mare parte nu putem mai cumpăra nimic pentru că tot squadul nostru este full. O să încercăm ori Xabi Alonso, ori Xavi. Doi Xavi avem, că se scrie diferit. Din nou, la Barcelona din 1998 Xavi. Așa sunt cei doi jucători. Mai degrabă Xabi Alonso, deoarece el a jucat la Liverpool, nu la Arsenal, însă l-a dorit și Arsenal. Când l-a cumpărat Realul Madrid. Și la Liverpool a jucat el cel mai bine. Și la Real a jucat bine, dar nu cum juca la Liverpool pe vremea când au câștigat Champions League și toate cealaltă. Și cred că ar fi bine pentru el să se retragă în Premier League, ținând cont că a început tot în Premier League și cei la Liverpool nu vor să-l cumpere. Vom da advance, ținând cont că nu putem face nimic pentru că n-avem jucători care să-i vindem. O să mai încercăm să îi luăm pe următorii, pe Lucas Piazon. E unul dintre jucătorii mei preferați tineri din realitate. Acum va merge pe Berardi. Așa sunt jucători aproape deja formați, dar din nou, extrem de tineri care ar putea fi fantastici pentru echipa noastră. Și Iturbe, 22 de ani, poate și Iturbe, dar e al treilea pe listă. V-am spus, nu o să căutăm să luăm foarte mult. Oh, deja are 83 overall. În fine, nu o să căutăm să luăm, nu, pe Iturbe nu-l luăm, deja e prea bine făcut. Prea lucrat Iturbe ca să luăm. Echipa e deja făcută. Dăm advance, poate vindem pe cineva ca să putem să ajungem pe ceilalți. Ofertă pentru Scufet. Îmi pare rău PSG. Scufet e netransferabil. Pe Buffon mă gândeam să-l iau ca o rezervă pentru Scufet, dar că avem deja pe Ospina care e rezervă bună pentru Scufet, așa că n-ar rost. 11 milioane pentru Xabi Alonso și 10 milioane pentru Xavi. Asta o să încercăm să luăm în prima oară. Nu o să încercăm să luăm încă un jucător tânăr, pentru că deja avem prea mulți și așa. O să încercăm să luăm, dacă vindem pe cineva din cei slabi, ori pe Xavi Alonso, ori pe Xavi normalul. Unul dintre cei doi, pe bani puțini, va veni la echipă și va juca ceva meciuri. Să mă uit dacă am vreun jucător pe transferuri, cred că nu am pe nimeni. Da, Ospina chiar. Nu putem vinde pe Ospina. Ospina va rămâne la echipă ca portar de rezervă.
Cineva care e extrem de slab pe aici nu am. Maier, hai să-i dăm discard lui Maier. Toral ăsta, 20 de ani, 61. Îl adăugăm să transferuri sau îi dăm direct release from contract, că oricum nu o să crească mult. Nu e un jucător extrem de talentat. Și avem deja jucători mai buni. Pe... Hai, vreau să îl punem pe lista transferuri. Și dacă nu va da nimeni ofertă, o să-l dăm direct, o să-l dăm direct afară. Restul o să rămână, nu mai e nimeni pe aici care să îl dăm afară. Cochelan are 24 de ani. La 24 de ani deja e cam bătrân pentru echipă. Îl punem și pe el, da, dacă îl vine și pe Cochelan, o să-l luăm și pe Lucas Piazon pentru că e pe aceeași poziție și ca și Cochelan. Momentan, doi jucători vor pleca, în rest nu mai e nimeni, absolut nimeni care poate pleca. Vreau să mă uit la mie aici câtă viteză are, 94 spin speed. O stună, da, asta a fost tot. Și acum dăm advance după advance până vom ieși din asta, din din transferuri. Din nou Scufet, bă băieți, nu e de vânzare Scufet, voi nu înțelegeți că e portarul sezonului pentru mine și singurul portar care a jucat meci de meci. 5 milioane jumătate Berardi, 53 de milioane Iturbe, oricum nu-l luam. 5 milioane jumătate Berardi, ok, e bine. Și, a venit și pentru Lucas Piazon, dar n-am văzut eu. Ok, e Mourinho scârbă și nu vrea să mi-l dea, o să dăm o ofertă mai mare. Dar mai întâi să-i vindem pe jucătorii noștri. Pentru-s de la Lem, oricum, da, va merge în împrumut de la Lem. E încă prea tânăr și are competiție prea mare pe post ca să poată să joace. Momentan. Pe viitor, poate, o să vedem cei mai buni jucători de la Arsenal. Sperăm. Pentru Chamberlain, nu-i de vânzare nici el. 22 de milioane valorează aparent. Să mai vedem ce-i pe aici. Haideți băieți, Scufet vrea să-i crești salariu. O să-ți creștem și salariu. Astăzi, în acest episod, asta o să facem. O să facem transferuri, o să dăm simulări la amicale până ajungem la sezon. Deci nu o să fie un episod în care jucăm ceva. Da, băiatule, îți crești și ție salariul. Contract. Scufet. Acum ar fi penal să nu accept. 45.000 pe un an crucial. Domnul Mustaț aici de față, Scufet. Are mustața de copil de 12 ani, 13 ani, 14 ani. Nici nu știu ce vârstă faci mustaț pe oară. Haide mai repede. Oferiți și mie bani pentru cei care am pus pe data transferuri. Pentru Cochelan și pentru celălalt. Scufet a acceptat, e ok. Hai să vedem ce oferte am de slujbe, doar așa, de curiozitate. Nimeni nu mă vrea. Toată lumea știe că managerul Casabian Junior e prea beat ca să poată să facă ceva. Și nu îl cumpără nimeni. Transfer pentru Munir împrumut, nu? Da. Munir pleacă împrumut, deja am vreo 5 atacanți. Are foarte mici șansele să joace sezonul ăsta. Next. Am trebuit să fac ceva, dar mai întâi să fiu sigur că mai am bani. O să investim și în Academia de Junior, dar mai întâi să fiu sigur că o să am destui bani. Cristian Ortega. Știți că în FIFA 15 sunt și jucători regen. Ce înseamnă regen? Înseamnă că un jucător, de exemplu, care s-a retras, Thierry Henry, va fi regenerat într-un jucător tânăr. Și acel jucător tânăr va avea exact calitățile lui Thierry Henry. Însă trebuie să îți dai seama unde e și care e. Și diferă de la carieră la carieră, că e un jucător random, cu alt nume, logic, că nu-i tot Thierry Henry. Și dacă am putea găsi regenul lui Thierry Henry, ar fi incredibil. E probabil acum are 16-17 ani, în cum s-a retras Thierry Henry. Peste 2-3 ani o să ne interesăm și să vedem un jucător care seamănă cu Thierry Henry și probabil va fi regenul. Cochelan va pleca. Asta e bine, Zuma nu e de vânzare nici pe 8 milioane. Deja jucătorii ăștia care i-am luat pe bani puțin, se vând pe bani mai mult mai mari. Am vândut primul jucător, însă l-am vândut pe Cochelan, nu pe Toral ăla. Sigur că l-am vândut pe Cochelan. O să încercăm să-l luăm pe Lucas Piazon.
Piazon. O să dăm pentru el 10 milioane. Sper că Mourinho va fi ok. Și celălalt, Berardi, parcă 5 milioane au vrut pe el. O să dăm exact 5 milioane. 5 milioane jumătate. Păi e prea mult, frate, 5 milioane vă dăm, dar 5 milioane jumătate. Da, joacă la Juventus, Berardi. Ne putem slăbi adversarea noastră care ne-a bătut în finala Europa League, cumpărându-le jucători. Am vrut să luăm și pe Pirlo, vedeți? Îl cumpăram și pe Berardi. Chiar îi slăbeam rău. Ruben Neves vrea să joace meciul următor. Va juca. Ruben Neves, pac. Joc cu echipa asta, adică sunt amicale, nu contează foarte mult. Dar vreau să joc cu titularii pentru că vor avea moralul bun dacă vor juca, știți? Pac, 2-0, 2-2, Maier s-a accidentat! Haide, spunem că sunt două zile accidentat Maier. Juventus și Chelsea au acceptat. Piazon e primul care vom lua și pe urmă e Berardi. Vom încerca prima oară pe Piazon și pe urmă, dacă nu acceptă Piazon, luăm pe Berardi. Dar nu vine să cred că s-a accidentat Maier. Da, îi dăm important ca să creadă că va fi ceva mai bun. Da, nu o să joace foarte mult. 2 săptămâni. 4 luni! What the fuck? Nu, acum chiar mă gândesc să dau din nou salvarea în urmă și să joc cu el când să mă se accidenteze. 4 luni, deci cred că e maxim cel 4 luni. Ce au zice de altfel? Hai să-l accidentăm pe cel mai bun jucător de la Arsenal, 4-1, să-l accidentăm maxim, frate. Ca așa știm noi. Ional în Bemba. Ional și în Bemba trebuie să joace ca să nu se supere, aparent. Deși sunt foarte trist, nu o să fac asta pentru că ar strica frumusețea jocului. Mai era accidentat 4 luni, dacă vine să credeți. Nu, știți ce, bag jucătorii slavi în teren, nu mai vreau să-mi accidentez ăștia. Am zis că să aibă moralul bun, dar nu vreau să moară pe teren ăștia. Cu cine am jucat? Ce au vrut ea să-i facă lui Maier? Să-l omoare pe teren de 4 luni pe bară? Rabiot, de fapt, e destul de util. Halilovic, Ostunali, hai. În atac, Ional, că tu plângeai că n-ai jucat. Silva, hai. Coman. Okore, bine te-ai întors. Bemba, da, Bemba că plângea că nu joacă și el. Bellerin aici. Aici. Oare Praus poate juca până și LB? Bă, frate, omul ăsta e incredibil. Pe cine? Bagba, un jucător care nu contează aici. Tuncara. Ce cauți tu în echipă, măcar? Chiar dacă-i sătâm. Nu, nu, chiar vreau să văd ce... Cât de bun e Tuncara asta, are 64 overall. Tuncara. 19 ani. Hai că e tânăr. E tânăr, îl lăsăm. Aici, la împrumuturi, îl lăsăm la împrumuturi. Pentru următorul meci, sperăm că nu se va mai rupe nimeni. Ok, Maier bănuiesc săracul că e pe bară. Maier, fă-te bine repede. Mi se pare mie să avea 79 overall Maier înainte să se accenteze. Doamne, cât de trist sunt că s-a întâmplat asta. Cel mai bun jucător aproape, al doilea cel mai bun jucător a sezonului după voturile voastre, s-a accentat. Tuncara e LB și batem cu 1-0. Okore se accentează. De ce mi-accentează exact jucătorii care sunt cei mai importanți? Piazon. Vreau un rol mai mare la echipă. Băi, Piazon, oricum nu o să joci. Aici doar te mint că joci atât, dar nu o să joci crucial. Hai, ia, crucial. Fucking bitch. 2 zile. Nu putea să fie Maier 2 zile? Nu putea, trebuia să fie ăsta. Okore 2 zile, nu contează. Piazon a acceptat și vine la echipă. Primul transfer și următorul va fi între Xavi Alonso și Xavi. Cavanda vrea și el mărire de salariu. Hai să-i o dăm. Ha-ha. Hai să-ți o dăm, Cavanda, unde ești? 35-50 de mii. Deci toată lumea cere un an contractul.
Îi dau că se spune că vrea mai puțin, știi, dar nu e normal să-ți ceri contractul pe un an, prietene. Cerești tu mai mult, că n-am că să-ți fac din an în an contract. Acum trebuie să-l vindem doar și pe Toral ăla. Bazoier împrumut, bineînțeles că pleacă. Iesule bun, 67 cât de mă. Urmașul regretatului Malanda, poate. Mai căutăm pe aici. Cavanda accepta noul contract. În ziua aia finală. Ziua finală nu sună bine, dar știți, în ultima zi atunci de transferuri. O să... Na, uite că am primit ofertă pentru Toral. Mă gândeam să-i dau discard cu ar fi, adică să-l dau afară de tot. Dar văd că am primit ofertă. Mai bine să-l dăm pe bani, știți? Decât să-l dăm afară de tot. Cavanda a acceptat. Văd că deja e un meci. Ce caută meciul ăsta aici? Ostunali, da, pleacă și el în împrumut. Problema e ce caută acest meci aici. Dar să ne uităm pe calendar. Deja Premier League a început și cam de vreme. Da. Data viitoare am o surpriză pentru voi. Urmează unul dintre cele mai lungi episoade din, cu siguranță din cariera asta. Da, data viitoare îl vom lua pe Xavi, Alonso sau pe Xavi, încă nu știu Xavi, încă nu știu care, însă unul dintre ei o să vină, să sperăm. Dar nu să sperăm, cu siguranță va veni. Sper eu, vom vedea. Prima variantă e Xabi Alonso pentru că el a jucat în Anglia și ar fi bine să retragă tot în Anglia. Dacă nu va veni Xabi pentru că oricum el vrea să plece de la Barcelona din câte știu. Iniesta deja că a încercat să-l luăm pe Iniesta, el deja îi înlocuia pe cei titulari pentru că e deja foarte bun și încă nu e destul de bătrân. Are vreo 30 de ani, nu e chiar 31 sau 32. În fine, Xabi are 35. De deci cel mai bătrân. Asta o să facem data viitoare. Și ca să vă dau un indiciu, data, încă nu știu cum o să fac, dacă o să fac extrem de bine sau cum o să iasă. Data viitoare vom juca întregul tur. Până aici vom juca data viitoare. Într-un singur episod. Va fi puțin mai special. Am o idee despre cum o să-l fac. Însă încă nu sunt sigur. Și încă nu știu dacă o să apară vineri. Vineri cu siguranță nu o să apară, că nu am timp să joc întregul tur până vineri. Iar eu versus Cristi 7 s-ar putea să nu apară duminică, pentru că vreau să aștept să apară GTA 5 ca să-l jucăm în eu versus Cristi. Deci o să apară puțin mai târziu și eu versus Cristi 7. Da, deci data viitoare vom juca întregul tur într-un singur episod. Îl vom cumpăra pe Xabi Alonso și pe ceilalți. Și aici se încheie episodul de astăzi. Hai să uităm la Lucas Piazon cât are overall. Imediat, 81 overall. Oh my god. Am făcut un super transfer pentru doar 10 milioane 81 overall. Nu mă așteptam. Când am luat în fapt 14, de exemplu, la Arsenal, într-o carieră de-a mea, a avut 77 sau 76, așa credeam că să aibă. Însă Lucas Piazon se anunță a fi un transfer bun și încă un om care le va pune va avea competiție cu DP și cu Fisher și cu partea cealaltă cu Chamberlain și Kelvin. În fine, aici se încheie episodul. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos, nu uitați un like și să vă abonați. Iar pe data viitoare, vă urez tuturor o zi bună.